Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A furat un tramvai și a început să transporte călători. Deci iată în sfârșit cineva pasionat de transportul public care și face ceva, domnule. S-a întâmplat în orașul polonez Katowice. Un tânăr, 25 de anișori, a intrat într-un depou și a luat tramvaiul. Nu l-a luat din stație, l-a luat direct din depou. Tramvaiul scrie presa în valoare de 7 milioane de zloți. Vine cam 1,5 milioane de euro. Făcea tramvaiul cu care a fugit omul din depou. Era ieftin, nu era făcut tramvaiele, nu mi-am pus problema. Mult mai scumpe. Dar pe de altă parte, serios, ce importanță are? Cât costă? Că doar nu se vinde la second hand și ia second hand, ia intră pe OLX. Vezi, tramvai, second hand. Nu cred că există. Asta chiar scoate, m-am glumit. Nu, dar nu m-ar surprinde să existe. Da, se găsește doar pe Publi 24. S-a dus apa cald de la 31 de grade. Eu de câte ori mă pune să deschidere nou. Acum am permanent pagina deschisă. Bun, deci dânsul dumnealui cu tramvaiul i-a dat și număr. A pus numărul 33 pe tramvaiul. Nu există linia. Nu există linia 33? Și a plecat, a plecat pe șine spre localitatea vecină Ciorzov. Ăștia au tramvai între localități? A, exact asta voiam să remarc și eu. Ești nebun? Ăștia au tramvai între localități. Noi, ce să zic, n-avem nici tren între localități. Avem cărări. Da, și a oprit în stații, a transportat și pasageri. Ei habar n-aveau că se... Adică l-a furat și a plecat de nebun cu el. Nu, m-a făcut serviciu public, înțelegi? A luat pasageri, aia s-a urcat, nu știau tramvaiul. Mă, vezi, stai în stație, vezi un tramvai 33. Te urci în el sau nu? Nu știi de linia asta. Aparent unii s-au urcat. Poate ai nevoie. Da. Mergem. Adevărul că o să poată să facă. Numai Mircea Lucescu credea că tramvaiul poate să locolească pe el. Da. Dacă și e încolo, te urci în tramvai, că merge încolo. Cobori tu la un moment dat, nu? Și asta a fost. Cât a mers toată treaba? Când a ajuns prin Ciorzov, acest oraș polonez, un alt vatman l-a văzut cum mergea individul cu tramvaiul respectiv, suspect de încet. Practic era începător. Era acolo mâia în parbriz. Și i-a atras atenția și numărul liniei, pentru că nu exista, și a sunat la centru. Mă rog, în fine, nu știm. Nu știm dacă l-au oprit cu tramvaiul, adică că a fost urmărire cu tramvaie pe șine, care ar fi fost frumos. Asta era tare. Dar asta, în cele din urmă, au trebuit să taie curentul ca să-l oprească pe dânsul. Cine s-ar fi gândit? Da, a fost reținut, nu avea dreptul să conducă tramvai. Băi, pe de altă parte, îl poți acuza de furt? Că știrea era hoțul de tramvai. Unde să ducă? Adică... Corect, unde să-l ascundă? Dar nu poți să... El merge pe șină, unde merg și celelalte. Deci este în văzul lumii, nu este furat. Nu poți să zici că l-a luat, da, și a plecat cu el undeva. Doar a condus fără permis, da, ca să zic așa. Cel mult, să zicem. Dar aia. Nu peste tot, aparent în Germania, pentru că avem un caz cu tramvai deturnat, ca să zic așa, și în Germania, unde aparent nu-ți trebuie permis special. S-a întâmplat la începutul lunii mai. Vezi că suntem mulți în Germania și dai idei. Au deturnat un tramvai noaptea, l-au condus prin Braunschweig. Nu știu dacă Braunschweig este o regiune. Braunschweig este un oraș. De unde știi? El a făcut Germania. Asta cultură generală. Ai fost în Braunschweig? Nu. Ai citit despre el? Nu. Am prins o echipă de sport din Braunschweig, dar nu știu să-ți mai spun acum la ce, și dar sigur. Jucă. Da, nu știu, bun. Deci tinerii au luat tramvaiul și s-au dus cu el, nu știu ce, în cele din urmă i-au prins, dar au fost judecați, numai că asta mică nu e infracțiune. De ce? Pentru că depoul de tramvai nu avea barieră, tramvaiul nu era încuiat, deci fapta nu putea fi clasificată nici ca spargere, nici ca furt. Dar tramvaielor avea ială sau, mă rog... Sunt convins. Butuc? Trebuie să da, se închid. Au sistem de închidere, da. Eu am văzut odată un vatman că apasă un buton aflat undeva pe la scară. Mm. Și atât. Adică nu părea că are vreun... Pentru vatmanii, vatmanițele care sunt în recepție, da, vă rugăm. În următoarea stație, când tramvaiul este frânat, asigurat, vă rugăm, dați-ne mesaj pe WhatsApp 0728 3132. Nu poți să spui că a folosit telefonul mobil la volan. Nu, niciodată. La volan nu l-a folosit. Deci 0728 3132. Trageți reuforul pe 0. Și mai există de-alea, mă? Cum făcea tramvaiul? Eu eram fascinat când eram, eu eram fascinat, când eram mic, eram fascinat. Acum sunt cu butoane și pedale și astea. Dar când eram mic, era exact cum faci. Și spuneți-ne, vă rugăm, ca să intri în tramvai, ai cheie? Parolă, ce ai? Telecomandă? Telecomandă și ai blip, blip! Și apropo de... Chiles, cumva? Să nu încheiem înainte de a vă spune ceva, că avem o informație chiar interesantă, că ai zis să intru pe OLX. N-am găsit tramvai de vânzare pe OLX, în schimb, am găsit, și par a fi la mare preț,
jucărie veche românească de tablă, tramvai, cred din 1973, Agatex comunistă, știi câți bani e? Câți bani e? Un nins cere 985 de lei, iar un alt cetățean cere 1600 de lei. Bă, și am stricat pe un tramvai de tablă, da. Am stricat toate jucăriile alea ca prostul. Și le-am și aruncat o pe partea din ele. Da, păi uite, de fapt, majoritatea. Tramvaiul de tablă cu care te tăiai când te jucai cu el, da, te tăiai. Da, da, bun ar fi fost. 985 de lei? 985, 1400, uite, la Timișoara, jucărie veche românească, tramvai Agatex, 1400 de lei. Eu am un prieten care colecționează fel de fel de lucruri și mi-a spus, el există, ai să râzi, o piață acum, tot mai mare, mai ales pentru jucării. Comuniste. Nu neapărat comuniste, jucării vechi. Aha. Nu mai vorbesc de soldăței de plumb sau alte minuni de acum 100 de ani, dar inclusiv jucării de-astea de ale aveam noi pe vremea lui Ceaușescu. E adevărat, Ceaușescu, dar își cer să fie noi. Dar păpușile alea sunt... În funcție de starea în care se află, da, variază prețul, dar se ajunge la niște prețuri sunt fabuloase de sute de euro. Păpușile alea sinistre, așa, care închid ochii când le întorci și da, 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 face doar cu un ochi așa de o parte și celălalt și dă peste cap, vezi al bucului, te zici că ești în Chucky 5. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.